Așa o să procedez. Încrestăm un picuruț. Așa, oameni dragi, deci practic îl încrestăm și atunci intră fain frumos sarea și în carne. Așa o să procedez cu toți păstrăvii, după care la fel, îi condimentăm cu un pic de chiperi, un pic de sare și îi punem fain frumos în tavă, peste patul de legume. Atât. Așa o să procedez cu toți păstrăvii, acum n-are rost să vă plictisesc. Ia așa, îi punem pe tăți fai frumos. Iar după aia revin eu cu alte imagini când-s gata. Oameni buni, am terminat de condimentat și păstrăvul. Așa arată. Acum fai frumos o să-l ducem și o să-l băgăm la cuptor. Noi o să-l băgăm la cuptor la 180-200 grade pentru aproximativ.